și să spunem celor de acasă că este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Balada Elenei Udrea, autor eu, Hari Gromoșteanu. Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, fostă discotecă, iar acum bordel, plânge și suspină o cucoană bine. Se simțea închisă, neștiind de cine. Domnița Elena, ca așa se numea, stând ea după gratii, duios cuvânta. Floricica macului, fimear bani ai dracului, c-am furat cât am putut și uite că am ajuns la zdup. 10 ani eu am slujit pe un marinar bășit, chiorz, banghiu și cocoșat, care acum m-a cam uitat. A uitat că 10 ani i-am umplut conturi cu bani. El își mângâia banana, eu îi luam pământ la nana. Dar până să ajung aici, eu am fost o doamnă brici. Mă scuzați, Antena 3 este aici? Da, Antena 3 este aici. Ok, vreau să fiu bine filmată, să mă vadă gâdea toată. Am venit de la Buzău, bazată pe trupul meu. Cam isfata de la țară, am ajuns în capitală. Și ca blonda de la drept cu tupeu și cu mult piept, mi-am dorit eu cu ardoare să am lumea la picioare. Neplăcându-mi singurică cu ambiție de mică, eu m-am pus pe combinat și m-am pus pe măritat. N-am luat 6 cai frumoși, am luat un singur cocoș. La costum, gras, chelios și un pic libidinos, dar cu o dorință mare de a umple buzunare. Semănând leit cu mine și având mânuțe fine, amândoi am convenit să ne punem pe ciordit. Începutul lumea îl știe, scurt popas la primărie, unde a început idila cu Băsescu Batălvina. Dragostea fiind prea mare cu dorință de afirmare, când Traian a câștigat și s-a mutat la palat, el mi-a spus atunci în față: Elena, începe o nouă viață! Zic să înceapă nebunia! Furăm tot din România! Eu, fiindu-i credincioasă și un pic capricioasă, fără pic de caracter, am citit la minister. În zestrată cu cinism mi-am dorit eu la turism. Odată ce m-am instalat, am simțit că-i de furat. Și fiind o fire iute, am făcut o galăbute. Dintr-un singur croșeu am luat 9 milioane eu. Dar tot nu m-am săturat și m-am pus iar pe furat. E, m-a permis și eu un moft, tunul de la Microsoft. Însă vă mărturisesc ceva. Nu puteam atât fura dacă nu mă ajuta Alina, prietena mea. Nu puteam ciordi nimica fără Alina Bica. Cum, care Alina Bica? Alina Bica, colega de la Mititica. Ar mai fi multe de spus, dar eu cred că e de ajuns. Soarele meu a apus. E cam greu să cazi de sus. Mi-e celula întunecată, tristă și nevinovată, și nerenovată, pardon. O să încalec pe ceva ca să închei povestea mea. Direct de aici, din închisoare, echipa de comunicare. Mulțumesc frumos! Am eu o vorbă care îmi place să o spun. Mulțumesc frumos pentru palme! Bravo, Hari Gromoșteanu!